Mai mulți tineri care au participat în ultimele două seri la festivalul Saga din București au fost aduși în stare gravă la spitalele din capitală după ce au consumat droguri. Două persoane și-ar fi pierdut viața în urma unor supradoze. Digi24.ro relatează faptul că 7 tineri ar fi ajuns vineri seară la spital, dintre care 3 în stare gravă, după ce au consumat substanțe ilegale la festivalul Saga. Potrivit sursei citate, un tânăr din Republica Moldova, în vârstă de 25 de ani, a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă. Tânărul a fost transportat la spitalul Sfântul Pantelimon în șoc cardiorespirator și a fost declarat decedat în ambulanță, a confirmat pentru Gândul.ro Alice Grasu, managerul serviciului de ambulanță București-Ilfov. Un al doilea tânăr care era la terapie intensivă în secția toxicologie a Spitalului Pantelimon ar fi decedat sâmbătă potrivit Gândul.ro. Peste 30.000 de persoane au participat atât vineri seară cât și sâmbătă seară la Festivalul de Muzică Techno Saga, ce s-a desfășurat în perioada 3-5 iunie pe Arena Națională din București. Organizatorii Saga Festival au confirmat într-un comunicat faptul că vineri seară au avut loc evenimente regretabile și au subliniat că echipajele de ambulanță de la fața locului au acționat prompt. Organizatorii transmit totodată că au toleranță zero față de consumul de droguri. Pentru festivalul Saga, siguranța participanților este cea mai importantă, de aceea de fiecare dată luăm toate măsurile necesare pentru a preveni incidente de orice fel. Ca o confirmare a poziției pe care o luăm, reprezentând totodată o constantă pentru noi, este și parteneriatul de anul acesta cu Agenția Națională Antidrog, care a fost prezentă la eveniment cu punct de informare într-o campanie de prevenire a consumului de substanțe interzise. Saga Festival este complet împotriva consumului de substanțe interzise și are zero toleranță pentru posesia lor și un comportament de acest gen, au spus organizatorii într-un comunicat.